În perioada 29 martie-28 aprilie, părinții și reprezentanții legali vor completa, depune și transmite cererile tip de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10-20 mai, după cum urmează. În perioada 10-11 mai va avea loc procesarea de către Comisia Națională a cererilor tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. În perioada 11-18 mai, procesarea la nivelul unităților de învățământ pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție pe locurile rămase libere. În data de 20 mai, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar se vor afișa listele candidaților în matriculați și a numărului de locuri rămase libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar se va derula în perioada 21 mai 10 septembrie, după cum urmează. În data de 21 mai vor fi comunicate prin afișare în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile elaborate de Inspectoratul Școlar. În perioada 24 mai 31 mai va urma depunerea și transmiterea cererilor tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție Dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, în data de 4 iunie 2021 vor fi afișate în fiecare unitate de învățământ listele finale pentru clasele pregătitoare. În perioada 1-10 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar a cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.